Bună! Bună, fetelor și bună, băieților! Astăzi vin în întâmpinarea voastră cu un haul, cu produse cumpărate de la Jumbo! Le-am chiar aici, bam și bam! Am făcut și un vlog, încă nu e postat, dar urmează să apară, în care am filmat plimbându-ne prin magazinul Jumbo, cumpărând anumite produse și am zis că cel mai bine ar fi să facem și un haul. Ei, astăzi o să facem acest lucru, o să facem un haul în care o să vă prezint produsele pe care le-am achiziționat din magazinul Jumbo. Bun! O să fășnesc puțin acum, pentru că vreau să le scot din punga asta uriașă, așa că mă scuzați pentru zgomot, dar vreau să le scot pe toate, ca să nu fășnesc de fiecare dată când mai scot un articol. Scuze, știu. Știu că e teroare. Deci da, gata, am terminat. Bun, și acum o să încep să vă prezint produsele. În prima fază am luat niște inimioare. Sper că focusează pe ele. Așa. Sunt niște inimioare pentru gheață. Adică pui apă în inimioarele acestea, în forma de inimioare. Apă sau poți să pui și suc sau orice și le bagi în congelator și se face așa în formă de inimioară și sunt de culoarea asta roșie, ne-au plăcut, sunt drăguțe, e un material așa cauciucat, deci nu e tare sau ceva și da, mai erau tot așa pe ananas, o formă de ananas, dar am zis că cel mai drăguț sunt inimioarele acestea roșii. Așa. Următorul articol, ne-am luat niște elastice de păr, dar le-am pus în punga aceasta pentru că deja le-am folosit. Ce credeți, că puteam să stau departe de ele? Nu. Și sunt transparente. Sunt transparente, sunt 500 de bucăți și chiar îmi doream niște elastice transparente pentru că nu aveam. Aveam roșii, aveam portocalii, aveam așa colorate, aveam pe negru. Dar nu aveam nici unele transparente și chiar mă uitam zilele trecute, dar nu numai zilele trecute, mă uitam în general așa la tutoriale și vedeam multe tipe din acestea care fac coafuri că foloseau elastice transparente și zic, uite ce drăguț că nu se văd la atunci când prinzi părul și mi-am luat și eu transparente și am făcut deja proba, mi-am prins o codiță și a doua zi când m-am trezit deja se rupsese, deci nu știu cât de bune sunt, dar oricum, chiar îmi place și eu o să le folosesc cu mare drag. Și le-am și desfăcut și din această cauză mi le-am pus eu într-o pungă mai mare, din aceasta. Mi se pare că elasticele au fost în jur de 5 lei, cam așa, 5 lei, da. Următorul articol! Da, deci le-am luat niște noi. Am tot căutat când am fost în America și am văzut că cei din America folosesc paie din aceasta pentru cafea, paie mai scurte. Și noi am tot căutat, dar nu găsiserăm. Și atunci, acum când am văzut la Jumbo, ne-am luat și noi 3 pachete din acestea. Că sunt drăguțe, așa, sunt și scurte și sunt 100 de bucăți și au fost, nu mai știu cât a fost, dar oricum, au fost 1 leu, mi se pare. Da, și sunt negre și erau și colorate, dar cele colorate erau un pic mai late. Astea sunt un pic mai subțiri și ne-au plăcut mai mult acestea și am luat și noi 3. Deja unul dintre ele am început să îl folosim. Deci, bun. Următor articol! Deci că sunt o rață beată, zic așa. Mi-am mai luat eu o pilă, pilă de unghii și sper să fie bună, nu știu. Am zis că na, am tot încercat pile așa pentru unghii și nu prea am fost așa mulțumite de cele pe care le-am avut, dar am zis că pe aceasta să o cumpăr și să văd cum se comportă. O să vă țin la curent dacă vă interesează.
Nu mai știu cât a fost, mi se pare că un leu sau doi, cam așa ceva. Da. Bun. Mi-am cumpărat pentru că tot mi-am achiziționat o mașină de spălat vase. Găsisem eu o perie așa pentru debarasat resturi de pe farfurie și luasem o perie, dar nu eram foarte mulțumit așa de ea. Și atunci am căutat două perii, una pentru mine și una o să fac cuiva cadou, una să spun pentru că știu că o să se uite la tutorial și nu vreau să dezvălui secretul. O să vadă atunci când o să ne vedem. Deci am luat două perii și le-am luat la fel. Îmi place că sunt înalte, lungi, că sunt lungi și au și suport, au și aici găurica aceasta pentru a o prinde aproape de chiuvetă sau, mă rog, undeva. Deci chiar îmi place. Așa. Ne-am mai cumpărat încă doi bureți de duș pentru gel de asta, pentru baie, bureți de baie. Și eu mi-am luat pe roz și Mihai și-a luat așa pe albastru. Pe la pe roz deja l-am folosit, așa că nu vi-l mai arăt. Dar este exact ca ăsta, tot așa. Are, deci îmi place că este foarte gros. Eu majoritatea bureților de baie îi găseam așa subțiri, foarte, nu știu, nu erau consistenți ca și material. Dar acesta îmi place pentru că e așa grosuț și mai are și niște pătrățele așa din burete și îmi place. Și ăsta este, cum am zis, al lui Mihai și al meu e pe roz, da. Nu vi-l mai arăt pe cel pe roz pentru că deja l-am folosit și nu mai are rost. Bun, mi-am luat niște tălpici din acestea pentru încălțări mai joase, gen cum sunt tenis sau balerini, pentru că nu-mi place să mi se vadă șoseta atunci când port încălțări din acestea. Și atunci mi-am luat două perechi, sunt pe crem. Și spun că sunt 80% bumbac și asta mi-a plăcut pentru că căutam din bumbac. Am mai avut șosețele din acestea din ciorap, dar nu prea îmi plac cele din ciorap, nu știu de ce. Nu prea m-am împăcat bine cu ele și știu că mai îmi cumpărasem eu în anii trecut, tot așa din bumbac, pe culoare alb. Dar dezavantajul acele de culoare asta, albă, este că eu, în general, rufele, hainele albe le bag la fier și atunci mi-am băgat și șosețelele acestea, acele albe de care vorbeam și mi s-au lăbărțat, așa nu pot să le mai port. Așa că astea crem nu o să le bag la fier clar, o să le bag cu rufe colorate și atunci nu o să fie nevoie să mi se strice. Spun că este mărime unică și au costat 5 lei o singură pereche și mi-am luat două perechi. Bun. Și pentru că tot v-am pregătit, urmează să vă pregătesc un DIY, o să am nevoie de acești ciucurei. De ciucurei pe care o să îi vedeți voi la momentul respectiv ce o să fac cu ei. Dar sunt foarte drăguți, e un fel de, mă rog, sunt exact așa cum îi vedeți, sunt foarte drăguți și abia aștept să-i folosesc. Ei spun că este o bandă textilă. Așa și are niște ciucure aici în partea de jos și este un metru și a costat, mi se pare că 5 lei. Da. Mi-ar fi plăcut sincer altă culoare, dar oricum și culoarea asta e un alb așa spre galben un pic. Exact cu cum se întâmplă cu cămășile albe și după un an de zile se vă treziți că prinde așa o culoare spre galben. Exact așa sunt și astea. Bun. Și ne-am mai cumpărat încă două perii pentru salon. Ne place să tot testăm perii din acestea pentru păr. Au o culoare așa foarte drăguță și colorată. Și îmi place că sunt dintr-o bucată, adică nu sunt aici din două bucăți, partea de sus o bucată și partea de jos o bucată. Sunt pur și simplu dintr-o singură bucată și e foarte bine pentru că am mai cumpărat perii în anii trecuți din două bucăți, dar pentru că datorită căldurii și datorită dezinfectantului se rupeau aici de la mijloc, pentru că erau din două bucăți și atunci ne-am învățat minte să nu mai cumpărăm perii din două bucăți și atunci am zis că să cumpărăm așa dintr-o bucată.
Și tot testăm diferite penii, ne-am mai cumpărat și acum ceva timp, probabil 2 săptămâni, tot așa ne-am mai cumpărat încă 2 perii și na, acelea sunt foarte bune, chiar ne împăcăm super bine cu ele, sunt și mai colorate decât astea și da, și abia aștept să le testez. Mâine o să am clientă și le folosesc. Bun, mi-am mai luat și 2 mopuri pentru curățenie, de culoare galbenă, știți voi, culoarea preferată a lui Mihai. Și am dat, le-am luat la bucată și am dat 5 lei pe fiecare, adică 10 lei. Da, și mopuri normale. Bun. Și acesta este tot pentru DIY. Niște stickere. Niște stickere. Unul este așa cu pisici. Știți că mie îmi plac pisicile. Și sunt și cu căței și cu... uite, eu și un șoricel aici, ce drăguț, abia aștept să le folosesc. Și mai este unul cu unicorn cu curcubeu, cu norișor, cu diamante, cu floricele, cu fundițe. Da, super, o să fie super drăguț. Bun, asta e, o pun la goală. Și tot pentru DIY am luat niște... Nu știu cum se numesc, ia să vedem cum spun. Niște creații artizanale. Hai să zicem și noi că sunt niște creații artizanale și sunt de diferite forme și culori. Sunt cerculețe, sunt inimioare, sunt porumbei, sunt steluțe, floricele, frunze, sunt și niște ochi, sunt niște fluturi și niște nasuri colorați. Tot așa pentru DIY. Să nu ratați episodul, că o să urmeze cât de curând. Așa, mi-am mai cumpărat eu niște mănuși pentru mănuși de baie. Eu le folosesc atunci când le folosesc pentru exfoliere. Am un scrub pe care îl folosesc pentru corp și chiar mi-am cumpărat unul de curând. O să fac un haul și o să vorbesc despre acest scrub. Este super, super drăguț și super, se simte super bine pe piele după ce îl folosești. Pielea se simte super bine după ce folosești acest scrub. Și mereu când merg la Jumbo, am mai fost anul trecut și mi-am cumpărat tot așa niște mănuși la fel ca acestea, decât că erau pe albastru. Și mă împac super bine cu ele, mai ales că le-am găsit pe amândouă la 5 lei. Dacă vă duceți, de exemplu, în Kaufland, găsiți o singură mănușă, una singură, cu 6 lei. Deci, mi se pare super convenabil să cumperi de la Jumbo, pentru că oricum mi-am luat și de la Kaufland. Am zis Kaufland sau Carrefour? Kaufland. Deci de la Kaufland mi-am cumpărat-o. Bine, mi-am cumpărat-o acum un an și pe aceea. Și cred că de la Kaufland. Oricum au și la Kaufland, sigur că mereu mă uit să văd dacă mai se, dacă le ieftinesc ca să cumpăr. Și e, din propria experiență, e cam aiurea să folosești o singură mănușă. Deci e bine să ai ambele mâini ocupate cu mănuși ca să, mă rog, să te ajute la exfolierea pielii. Și acestea sunt foarte bune. Țin destul de bine, le-am aruncat pe celelalte pentru că trebuie să aruncate la fel ca și bureții după o anumită perioadă, chiar dacă ei își păstrează forma, dar se umple de bacterii, de, mă rog, și trebuie să aruncați și înlocuiți. Așa că mănușile astea sunt foarte bune. Și tot pentru DIY mi-am cumpărat niște coli colorate, niște hârtie creativă, spune ei că se numesc, așa. Sunt câte 10 bucăți din fiecare și mi-am cumpărat un albastru, așa, albastru deschis și un roz. Și pe acestea o să le folosesc pentru DIY, așa că o să fiți pe fază să nu ratați episodul. Bun, și cam acestea au fost produsele cumpărate de la Jumbo. Am încercat să nu, de fiecare dată când ne ducem la Jumbo, mamă, deci sunt atât de multe lucruri încât nu te poți abține, trebuie să cumperi. Și am zis că noi, când înainte să intrăm în magazin, nu ne cumpărăm așa prea multe lucruri și eu ne-am trezit cu o pungă plină de din astea, de produse, de tot felul. Știu că data trecută când am fost, mamă, ne-am cumpărat și dulciuri și toate prostiile, atunci ne-am cumpărat și mai multe, dar acum am zis, băi, nu le luăm prea multe și tot ne-am luat. Dar așa se întâmplă, nu? Așa vi se întâmplă și vouă, nu? Când vă duceți la Jumbo și ziceți, nu ne luăm prea multe. Plus că stai și foarte mult, stai mult în Jumbo, mai ales că trebuie să parcurgi toate
toate astea, toate magazinașele, că sunt mai multe magazinașe așa sortate, pe curățenie, pe bucătărie, pe jucării, pe la-la-la, și până le parcurgi pe astea toate, cred că toată ziua ți-ar lua să te uiți așa la fiecare și să vezi, ia, ăsta ce e, ăsta ce face, ăsta cum funcționează, ăsta nu știu ce. Da. Bun, deci ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut episodul de astăzi și ne vedem data viitoare, da. Pa, pa!